ce merită vizitată Delta Dunării iarna? Delta este frumoasă în orice anotimp, dar iarna, prin faptul că începe să lipsească vegetația, ne dă posibilitatea să vedem frumusețea deltei în adâncimea sa, în zone în care, pe timp de vară, datorită luxuriantei vegetații pe care delta o are, ne aflăm din posibilitatea de a vedea. Într-adevăr, delta este un pic mai săracă iarna, lipsa păsărilor călătoare este evidentă, dar cu toate acestea, delta păstrează încă o faună bogată, care este activă. Spun asta pentru pasionații de fotografie. Poate chiar mai profesioniști decât mine, evident, în acest sens, dar pentru cei care, hai să spunem, nu au văzut delta sau poate nu au văzut delta cu acești ochi. Delta, repet, este frumoasă în orice timp, iar iarna vine cu ceva în plus. Vine cu canalele înghețate ale deltei, vine cu un mod de a aborda delta dintr-o altă perspectivă, din a vedea delta cu, inclusiv cu un patinaj în zona canalelor înghețate, de a pescui la copcă. În fine, delta este frumoasă în orice anotimp, spuneam. Odată cu toate acestea, odată cu natura aceasta înghețată, putem să ne bucurăm și de obiceiurile minorităților din delta, de sărbătorile de rit vechi, să le spunem? Da, județul Tulcea are numai puțin de 14 minorități, dintre acestea rușii lipoveni și ucrainieni, care sărbătoresc atât Crăciunul cât și Anul Nou pe vechi și, într-adevăr, are multe de oferit și din punct de vedere al tradițiilor, al modului în care aceste minorități și nu numai sărbătoresc Crăciunul și Anul Nou. Noi am făcut la Egreta Hidroturism în Uzlina o dată acțiune de Revelion, o dată acțiune de Crăciun în 2 ani distinct. Suntem una dintre relativ puținele unități încălzite, deci cu condiții să desfășoare activitate non-stop. Le-am făcut cu grupuri complete, atunci când am avut grupuri complete. Nu putem face așa cum se întâmplă în orașele mari cu turiști individuali. Să aducem de la mal cu barca, doi câte doi, care să nu știe unde vin, ce peisaj este și cum ce îi așteaptă la capătul drumului cu barca. Cred că anul ăsta, dacă nu vom avea interdicții date de lege, vom avea din nou acțiuni de Crăciun, Revelion, 7 ianuarie, Crăciunul pe stil rusesc, Sfântul Ion, sau vom promova pachete de acest tip, pentru că dacă rămân închise unitățile de alimentație din orașele mari, avem posibilitatea să avem turiști. Da, ne pregătim pentru sărbătoarea sau mini-vacanța de 1 decembrie, ne pregătim pentru Crăciun, Revelion, un sezon de sărbători de iarnă minunat, sperăm noi, sperăm să reușim să atragem cât mai mulți oaspeți cu aceste sărbători. Anul trecut a fost un pionerat pentru noi, a fost primul an, dar anul acesta ne-am pregătit și mai mult, aducem tradiții românești, locale, aducem mâncare foarte bună, aducem condiții de 5 stele în delta și îi așteptăm pe turiști cu inima deschisă. Avem foarte multe surprize pregătite pentru turiștii noștri. Bineînțeles că deja am lansat pachetele pentru această iarnă. Primul pe care îl avem este cel de 1 decembrie. Oferta de 1 decembrie. Clienții pot să aleagă între 2 nopți de cazare sau 4 nopți de cazare. Prețurile încep de la 139 de euro de persoană pe noapte. Ce include pachetul? Ei bine, clienții pot beneficia de toate mesele care sunt incluse în acest pachet. Transferul de asemenea este gratuit. Vor avea parte și de foarte multe alte surprize, cum ar fi ansamblu folcloric, DJ, preparatele care sunt semnate de către bucătari de 5 stele și de asemenea foarte, foarte multă voie bună. Au acces gratuit la toate facilitățile din cadrul resortului. De asemenea există și activități opționale de care aceștia pot beneficia, le pot rezerva la recepție și ulterior ei se pot bucura, spre exemplu, de o excursie
la Pădurea Letea sau, de ce nu, pe canale? Chiar dacă da, este iarnă, se pot face excursii, pentru că bărcile noastre sunt acoperite și sunt și încălzite, prin urmare excursiile se pot face inclusiv iarna. Și de asemenea pot beneficia de spa, doamnele dacă vor să se la spa sau domnii dacă vor să meargă la pescuit. Atunci când vine vorba de Crăciun și de Revelion, de asemenea am pregătit foarte, foarte multe surprize pentru ei. Prețurile în cazul Crăciunului pornesc de la 145 de euro de persoană și de asemenea sunt toate mesele incluse, transferul este inclus și, bineînțeles, Moș Crăciun v-a pregătit foarte multe surprize. Iar pentru noaptea dintre ani, bineînțeles, îi așteptăm la recepția noastră, unde avem un magazin cu haine, cu designeri care sunt designeri naționali, dar și designeri internaționali. Avem un magazin multibrand, așa că dacă doamnele nu s-au hotărât cu ce se îmbrace, pot să vină să cumpere ținutele de aici, de la noi. Prețurile pornesc de la 149 de euro de persoană pe noapte. Sunt incluse toate mesele. Transferul, de asemenea, avem cină specială pentru noaptea dintre ani, la fel ca și pentru celelalte pachete avem cină specială și, de asemenea, foarte multe activități. Și, de asemenea, intrați pe site-ul nostru și o să vedeți acolo toate detaliile. Astăzi v-am pregătit niște creveți cu sos de ardei copt. O să-i tragem la tigaie în primă fază, unde o să-i gătim. Separat am să pun sosul de ardei puțin la cald, să-l încălzim pentru a mă ajuta pe mine să-i facem mai repede. Asta e făcut în prealabil de noi aici. Ceapă roșie se stinge cu vin, coniac și ardei copt, după care se blendează. În jur de 3-4 minute se gătesc. Punem un pic de sare. Un pic de piper. Se sting cu coniac. Se flambează, de fapt, coniac. Un pic de vin alb. După care adăugăm sosul de ardei copt. Vedem gustul. Minunat. Mai trebuie un pic de sare. Și la sfârșit adăugăm puțin unt pentru a-i da luciu sosului. Se mai fierb un pic. Cam acesta este preparatul nostru. Și acum trecem la montat farfuria. Sosul turnăm prealabil în farfurie. Acesta este preparatul final și vă doresc poftă mare!